Istoricii spun că participanții la războiul pentru independența Turciei cântau imnul pentru a avea curaj în momentele grele pe câmpul de luptă. După obținerea victoriei, Marșul Independenței a devenit imn de stat și simbol al epocii moderne. Asta deoarece le reamintește tuturor de succesul luptelor poporului turc pentru autodeterminare și câștigarea libertății. Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, numele militarilor străini care au murit, ar fi spus următoarele: eroilor care v-ați vărsat sângele pe pământul acestei țări, aici sunteți pe pământul unei țări prietene, dormiți în liniște și pace. În ziua de 12 martie 1921, compoziția numită Marșul Independenței a fost adoptată de guvernul Turciei ca imn național. Se întâmpla cu 2 ani înainte de instaurarea noii Republici Turce. Pentru elevii Colegiului Național Kemal Atatürk este important ca în fiecare an momentul să fie omagiat așa cum se cuvine. Și pentru că pe data de 18 martie se sărbătorește ziua de independență a Turciei, tinerii le-au pregătit invitaților momente artistice. Astăzi am venit la Medgidia pentru a sărbători Ziua Eroilor. Elevii acestei școli au pregătit un frumos program pentru a sărbători aceste două mari evenimente. Eu mi-am început activitatea pe data de 1 februarie 2017, iar aceasta este prima sărbătoare la care particip în România. Noi am încercat să potrivim și în funcție de programul școlii activitatea de astăzi. Toți elevii noștri trebuie să vadă, să știe și să învețe, să țină la țara proprie, să țină la nație. Imnul național răsună în timpul evenimentelor importante din viața statului turc, la competițiile sportive și la paradele militare. Se cântă doar primele două strofe care rezumă mesajul întregului text. În școlile din Republica Turcia, imnul național este interpretat zilnic de către elevi. Alături de drapelul național și portretul întemeietorului Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk, imnul de stat reprezintă o dovadă a patriotismului și respectului față de istoria țării.